Hudinașilor, aparent s-au schimbat o grămadă de lucruri în noul update din Brookhaven. Așadar, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Acum în noul update există mașini zburătoare? Ia să mă uit aici, băi, nu e nicio mașină zburătoare, bro! Toate mașinile astea sunt mașini cu care poți să mergi doar pe stradă, dar nu poți să zbori cu ele. Însă există un mit care ne spune că în noul update merge să faci mașinile să zboare. Și ca să faci mașinile să zboare, trebuie desigur să te duci la trambulină și aici la trambulină trebuie să spawnezi mașinile pe această trambulină și atunci acestea vor zbura. Hai să vedem dacă într-adevăr mitul este adevărat sau dacă este fals. O să încerc cu limuzina. Ia, dacă punem limuzina, bro, băi, hai să încercăm cu autobuzul, de exemplu. Mamă, ce s-a dus autobuzul! Oh my god, și s-a răsturnat acolo! E prea tare, deci mitul acesta este adevărat. Chiar poți să faci mașinile să zboare. Aș mai testa, de exemplu, și cu autobuzul ăsta galben. Ăsta nu s-a dus chiar așa departe. Mamă, trebuie să meargă și cu tancul. Și ceva de genul ăsta. 0 secunde. Da, băi, acum l-a aruncat mai tare. Mi se pare un glitch destul de interesant și chiar pot să faci anumite mașini să zboare pe noul update din Brookhaven. Acum există încă un mit pe noul update care ne spune așa, că dacă te duci în noua casă care s-a adăugat, există acolo o cameră secretă. Și camera aceasta secretă este destul de bine ascunsă, deci mergem acolo la final și avem desigur casa cea nouă. Iar acum poți să te duci într-o cameră secretă în această casă nouă care s-a adăugat. Și ca să ajungi în acea cameră secretă, trebuie să te faci mic de tot. Deci ne facem așa de 0.5, după care trebuie să ne punem pe jos. Putem să folosim spasm, desigur, care arată cam așa, și dacă ne ducem aici, ne putem duce în camera secretă de sub chiuvetă. Te poți ascunde aici să nu te vadă nimeni. Ia uite-te, bro! Deci chiar este o mini cameră secretă sub chiuvetă. Așadar, mitul acesta este adevărat. Desigur, pe noul update din Brookhaven există un mit care ne spune că poți să devii invincibil ca să nu te mai poată bana nimeni. Și ca să devii invincibil, desigur, ai nevoie de o anumită casă. Hai să luăm aici o casă și ne trebuie căsuța aia, să vedem, atelier. Ar trebui să o găsim destul de repede, uite-o aici. Iar apoi, după ce am luat casa atelier, trebuie să intrăm în această casă și să mergem la etaj. Iar apoi facem stânga în această cameră, există butonul secret. Trebuie să apăsăm pe butonul acesta și apoi trebuie să ne teleportăm la biserică. Aici este biserica și la biserică ce trebuie să facem? Trebuie să tragem clopotele. Iar după ce am tras clopotele, trebuie să mergem la arcadă și să luăm bățul care se îndoaie. Pentru că mitul ne spune că dacă ai bățul care se îndoaie în mână, nu o să mai poți fi banat niciodată. O să-mi iau bățul și acum tot ce trebuie să fac este să mă duc să intru într-o casă, să țin bățul care se îndoaie în mână, iar cineva să încerce să mă baneze și dacă nu o să reușească să mă baneze, e clar, sunt invincibil. Am văzut aici o persoană, am fugit și am intrat în casă, cred că o să trebuiască să mă duc să îi iau banii. Ia stai să vedem, ca să se întoarcă înapoi acasă. Unde era? Uite aici era seiful. Și avem nevoie desigur de bombă. Ia unde e bomba? Zbeng, o punem aici. Și o să jefuim seiful ca să vină
persoana înapoi acasă. O să țin bățul care se îndoaie în mână. Băi, nu vine înapoi? Serios? Asta înseamnă că sunt invincibil. Ba da, a venit. Și-a dat seama că eu l-am jefuit. Sau poate e casa fetei? Băi, era casa fetei și m-a banat instant. Deci mitul acesta este fake pentru că a putut să mă baneze chiar dacă aveam bățul care se îndoaie în mână. Mai există încă un mit tot așa pe noul update care ne spune că dacă te duci și faci anumite lucruri la spital, o să reînvie omul verde. Și ce trebuie să faci? Trebuie să te duci, desigur, în partea de sus a spitalului. Dacă nu știați, acolo se ascunde omul verde. O să vi-l arăt imediat. Ia, trebuie să sărim așa aici. Și hopa, țopa, m-am urcat așa direct. După care, aici, în partea aceasta, avem capsula cu omul verde, iar omul acesta verde o să reînvie dacă te duci și apeși pe foaia aceasta, așa ne spune mitul, deci trebuie neapărat să ia foaia foc și apoi trebuie să te pui pe un scaun de aici, și anume pe primul scaun, și dacă te pui pe primul scaun, omul verde va reînvia. Băi, stai, a apărut aici codul ăsta ciudat. Dacă ați observat, s-a schimbat scrisul de aici, scria experimental și după ce m-am pus pe scaun, s-a schimbat. Mamă! Deci, într-adevăr, se întâmplă ceva aici. Hai să mergem să vedem dacă a reînviat omul verde. Nu mi se pare că mișcă, ia să-mi iau și eu o lanternă. Deci trebuie neapărat să vedem dacă reînvie sau ceva. Dar nu mișcă deloc, bro. Deci și mitul acesta este fals. Însă ați văzut și voi că s-a schimbat acolo scrisul unde scrie experimental. De asemenea, cred că pot să iei și arma de aici. Da, bro, merge să iei și arma. Ceea ce este destul de interesant. Mai avem acum încă un mit, desigur, dar pentru mitul acesta trebuie să ne ducem la început. Există un mit care ne spune că poți să zbori în noul update din Brookhaven. Și ca să faci asta trebuie să mergi din nou la trambulină. Și aici trebuie să sari pe trambulină și în timp ce sari trebuie să folosești noul emote care s-a adăugat și anume spasm. Hai să vedem dacă într-adevăr mitul este adevărat sau dacă este fals. Și băi, chiar am zburat, ia fi atent! Mamă, ce tare m-am dus! Deci chiar a fost super, super șmecher. Deci am zburat de acolo de la trambulină până în partea aceea sus de tot. Hai să mai încercăm o tură. Mamă, deci chiar merge? Încă un mit adevărat, bro? Însă, din păcate, nu am rămas așa în aer foarte, foarte mult timp, dar zic eu că am zburat ceva. Ia stai așa că nu mă mai salt atât de mult. Acum, opa, și ce m-am dus. Oh, e insane. Mamă. Și ultima tură. Da, și folosim acum spasmul. Mamă, ce m-am dus. Am ajuns până la tunelul acesta. Hodinașilor, cam acestea au fost miturile pe care am vrut să vi le arăt pe noul update din Brookhaven. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!